Sunt clipe extrem de grele pentru Adriana Bahmuțeanu. Din nefericire, în urmă cu puțin timp, tatăl vedetei s-a stins din viață. Fosta soția lui Silviu Prigoană este pur și simplu încenunchiată de durere și a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Iată ce a spus despre părintele ei. A rememorat cele mai frumoase momente pe care le-a trăit alături de acesta. Aș fi vrut să mai trăiești puțin, să mai stăm de vorbă, să mai bem un vin, tu să faci un rebus, să ne veselim. Drum lin în marea trecere, dragă tată, îți mulțumesc pentru că mi-ai dat minunatul dar care se numește viață, pentru tot ce m-ai învățat, pentru susținere și pentru că mai ales să-ți fiu fică. Știu că ai fost mândru de mine, de tot ceea ce am preluat de la tine, reziliență, onestitate, curajul de a spune lucrurilor pe nume, modelul autodidact care mi-a folosit în viață. Îmi pare rău pentru toată suferința pe care ai îndurat-o, pentru toată durerea pe care ai simțit-o, pentru toate nedreptățile pe care le-ai trăit, dar știu că acolo, în lumea fără durere și întristare, ți-ai găsit în sfârșit pacea. Dumnezeu să te odihnească în pace, în marea familie externă a Universului, este mesajul transmis de Adriana Bahmuțeanu. Dumitru Toma, tatăl Adrianei Bahmuțeanu, a apărut pe micile ecrane atunci când s-a discutat despre divorțul dintre fiica lui și Silviu Prigoană, spunându-și punctul de vedere. Cei doi foști soți s-au împăcat și despărțit de mai multe ori. Atunci când cei doi s-au împăcat, la un moment dat, tatăl Adrianei Bahmuțeanu a confirmat faptul că nu l-a încântat prea tare această idee. Cred că a făcut o concesie în grabă pentru copii. Poate n-ar fi vrut neapărat să se împace, nu știu ce a fost în mintea ei. După cum o văd, e atât de apăsată, îngrijorată, problema principală e că el detestă faptul că are și alte activități. Pe bună sau pe rea dreptate, spune că ea trebuie să aibă grijă de copii, declara Dumitru Toma cu mai mulți ani în urmă.